dat momentul deciziei, pubere. Decizia îți aparține nu în totalitate, dar conduci comisia de cenzori ce va hotărâ cine este regina, măi, cine este regina verii în 2017. Dar cine știe, poate pentru noi vara va continua. Trei fete, Cucu, Iete sau Fetili, Cochetili, s-au prezentat la frumosul program. Așa a dat bunuțul, toate să aibă inițiala numelui A. Ca puberul să fie într-o confuzie totală, deși le cunoaște pe fiecare parte, nu? Este? Sau Alice, nu-ți... Tu nu știi pe nimeni, am înțeles. Ești obiectiv și ești... ești echidistant, așa se zice. Alisa, bună dimineața! Bună dimineața! Cine te-a înscris la concurs? Mama. Repetăm, deși suntem în direct. Auzi, metale grele. Cine te-a înscris la concurs? Repetăm. Mama mea m-a înscris la concurs. Mai că s-a e un pic mai nebună decât ea, dar mă rog, lucrurile. Ți-a plăcut la noi în prima zi? Da, îmi place de fiecare dată când vin chiar. Păi da, unii s-ar muta aici, dar n-avem noi loc în birouri, da. Bună dimineața! Bună dimineața! De la Ploiești, nu? Da, corect. Alina, nu? Exact. Ce mai face Alina? Foarte bine. Pe tine cine te-a înscris la concurs? Irina! Adică tot maică ta. Exact. Am înțeles. Irina de la Vogue. Da, păi, dar ce să mai... Ești bine, sănătoasă? Foarte bine. Îți place la noi? Foarte mult. Tot așa de fiecare dată când vii? Poți să rămân aici? Alta, ce v-am zis? Ce v-am zis? Pubere, trebuie să eliberăm locul tău din redacție, că uite, avem fete cochete. Și Alice, ați văzut-o ieri cu ochelari de soare, n-a recunoscut-o nimeni acasă. Cine te-a înscris, dragă, pe tine la concurs? Eu. Căraca. A venit singură, singurică. Stai așa mai să ne vedem la televizor. Ce o să faci cu banii dacă o să câștigi? Păi o să împart cu voi. A, stai că pe tine te-am întrebat ieri și mi-ai zis că investești în tine fizic, dar și psihic. Da, dar m-am răzgândit. Tu ai vrea să investești fizic, dar și psihic în tine de 1000 de euro? Da. Unde ai vrea să investești? Păi o să vină ziua mea și o să mi-o petrec împreună cu trupa Vogue. Deci ea managera banii. Răspuns greșit. O să petrecem împreună cu puberul la Cristi, la All City. Se va... Tu ce faci cu 1000 de euro? Nu m-am gândit încă ce fac cu 1000 de euro. Mă gândesc după ce câștigi. Cum nu te-ai gândit? Păi nu m-am gândit, că dacă te gândești... Dacă te gândești, nu-i mai câștigi, da? Uite, așa și eu. Eu nu mă gândesc ce fac cu banii. Lasă, vină să vedem. Dar eu tot cu gândul am rămas. Vai de capul meu. Ce vrei, mă oprișene, bă? Vină-mă în coamă. Ce se întâmplă? Mă scuza, eu sunt cu microfonul ăla de fond. Cu girafa aia care prinde orice sunet. Am înțeles, da. Și m-am gândit în primul rând dacă nu merge treaba asta cu metalele. Da? Am detectat altceva. Ce? Metale grele. Metale grele? Metale grele, adică? Grele. Am detectat... Mercur? Niște fete, da. A, Mercur. Niște fete Am înțeles. Oprișene, dă-te de aici să nu ne norocești zona de concurs. Dă-te de... Du-te în partea aia. Caută pe, în zona plajei. Încolo, da. Doamnelor și domnilor, Alisa, Alina și Alice, așa ne-a dat... Sfântul, terminăm cu piuitoarea asta, că am impresia că e ceva sub mine. Vor deschide balul, ele vor rămâne pentru fiecare artist în parte, să vedem cum se mișcă alături de dansatorii noștri, conduși de Cristi Geamul, care este aici de 2 săptămâni și are o față de aia de profesor de geografie. Dar mă rog, trecem peste aspectele astea. Bine, o să vorbesc frumos cu el, că dacă mă prinde la sală mă rupe în două și atunci o să... Voi o să rămâneți și o să dați o primă probă și anume cea de început. Analizați acasă și de aveți favorite pe Facebook, pe Neața cu Răzvan și Dani, puteți să ne dați mesaje. O să luăm în considerare, comisia va lua în considerare. Începe finala pentru Regina Verii la Neața 2017. DJ, hit it!
Cam așa va fi astăzi, în ultima zi, un pic relaxați noi din toate punctele de vedere. Ele deloc relaxate, pentru că nu-i așa, au un titlu de primit și banii aferenți acestei distincții. Colegii mei, fierți pe Instagram și pe Facebook, poze, poze, poze. Nu v-am spus, colegul Dani a făcut două Instastory. Nu cred! Da, bineînțeles. Nu, așa dar, faci, domnule? Da, dar pentru că este novice în domeniu, a filmat așa și el nu știe că pe Insta trebuie să ții doar portul. M-am prins după, dar recuperez, da. Nu e nicio problemă. O să facem în felul următor, rubricile clasice rămân în picioare, dar și fetele, cele trei aur, cele trei muze vor rămâne alături de noi pentru fiecare artist, iar la final de emisiune hotărâm cine câștigă banii și titlul. Acum dăm un telefon.